Cred că noi, asta trebuie să... De fapt, cumva ar trebui să participăm, dacă vreți, la exercițiu sau să susținem exercițiul ăsta al comunității de a-și forma propriile cereri, for, de a se coagula și de a, de a solicita astfel de lucruri. E greu să realizezi o hotărâre de Consiliu Local? E greu pentru nu. acei locuitori? Nu. La cine ai sfătuit să apeleze? Să vină direct la reprezentanții primăriei Timișoara să vorbească cu cei din executiv sau să apeleze la un consilier local. Cum ar fi ambele, mai ușor ambele. de Cred făcut? Că... Pentru că da. și întocmirea acelui proiect de hotărâre și regulamentul care ar trebui adoptat sunt destul de greu de făcut. Da, dar nu imposibil. Am avut un, un caz de acest gen al unui regulament pe care l-am adoptat pentru acel cartier pentru tineri în, în, în Ovidiu Balea, tocmai pentru că el lipsea cu desăvârșire și pentru că, fiind niște clădiri înșiruite riscul era, cum de altfel s-a întâmplat în altă situație, să devină un haos urbanistic și estetic total. Și atunci am adoptat uh, foarte repede, cât am putut noi repede, un regulament minimal de construire care să, să, să seteze anumite soluții de înălțime, de culori, de materiale, uh, de alipiri și soluții când situațiile unor alipiri... Deci. Uh, Cetățeanul poate solicita sau asociația de locatari sau uh, asociația cetățenilor dintr-o anumită zonă prin managerii de cartier, că acum de exemplu există și manageri de cartier care poate să preia astfel de solicitări și să și C înțeleagă efectiv problema locală. Sunt managerii de cartier, sunt în locul președinților consiliilor consultative de cartier, cumva cu... au alte atribuții acum, au mai multe sau au altă putere? Uh, cred sau că... vă întreb altfel, sunt luați în seamă mai mult comparativ cu cei din trecut când erau luați în calcul doar în timpul campaniilor, campaniilor electorale și erau, Noi... erau vectori de imagine, ei uh, mobilizau lumea? Acum cum, nu. cum aveți interacțiune, de exemplu, la compartimentul exact... de. Exact. Urbanism uh, cum are? Uh, îi invităm, la, de exemplu, la toate strategiile și planificările de urbanism la care uh, suntem parte. Fie că suntem inițiatori, fie că derulăm o procedură de avizare, îi invităm și discutăm cu ei. Uh, noi chiar credem foarte tare în rolul lor. Pentru că, în general, oamenii își doresc mai bine și nu știu cum să facă pași pentru mai bine. Rolul lor, după părerea mea, este să asigure această comunicare intermediară, un nivel între cetățeanul care nu are timp să stea să citească 100 de legi sau proceduri, și o administrație care are un volum foarte mare de lucru.